Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Sunt Vlad Madan și în următoarele minute vă invit să vizionați emisiunea Reflector Analitic. Efectiv, armatele naționale urma să participe la exerciții militare în Ucraina. Acest fapt a generat o serie de discuții. Anume, despre acest subiect vom urmează să discutăm în emisiunea de astăzi. Invitații ediției sunt următorii: Vasile Bolea, deputat PSRM, bună seara și bine ați venit. Bună seara. Sergiu Sârbu, deputat PDM, bună seara și bine ați venit. Bună seara. Și Pavel Midrigan, avocat, bună seara și bine ați venit, domnule Midrigan. Bună seara. Domnule Bolea, haideți să începem de la faptul ce a nemulțumit, de fapt, pe de o parte, unii reprezentanți ai societății civile și, pe de altă parte, unii demnitari. S-au creat aceste două tabere. Unii au susținut intenția de a merge în Ucraina la aceste exerciții, alții s-au arătat categoric împotrivă. Dacă vreți poziția mea, eu sunt împotrivă ca militarii noștri să meargă la aceste exerciții militare în Ucraina. Să nu uităm că în Ucraina acum merge un război. În același timp se organizează sub egida NATO, un bloc militar, exerciții militare multinaționale. Și nu cred că este binevenită prezența militarilor noștri la aceste exerciții. De aceea consider că domnul președinte Republicii Moldova corect a acționat în cazul respectiv când a interzis militarilor să participe la aceste exerciții. Putem participa la diferite foruri, exerciții sub egida, de exemplu, a Organizațiilor Națiunilor Unite, la diferite exerciții de menținere a păcii, nu și exerciții militare propriu-zis. De aceea, în cazul respectiv, consider, și nu numai eu, dar și fracțiunea Partidului Socialiștilor, că în cazul respectiv președintele a corect a procedat. Deja ce a urmat ulterior aceste decizii, eu consider că în cazul respectiv guvernul și-a depășit atribuțiile, intrând într-o beligeranță, da, să spunem, cu instituția prezidențială și depășându-și propriu-zis atribuțiile, deoarece nu există la noi în Armata Națională alți comandanți mai superiori decât comandantul suprem a forțelor armate, cum este președintele țării, conform Constituției. Și președintele țării e responsabil de domeniul militar și domeniul apărării. Este atribuția exclusivă a președintelui țării. Domnule Sârbu, vreau să pornim de la ultima teză enunțată de către domnul Bolea. Președintele, comandantul suprem al forțelor armate, de ce a avut loc acest ping-pong în declarații? De ce guvernul a intervenit? Și până la urmă, câteva minute înainte de a începe această emisie, am contactat telefonic reprezentanții Ministerului Apărării, care au spus că militarii noștri sunt în drum spre Ucraina. Să înțelegem că tot și ei participă la aceste exerciții. Da, militarii noștri participă nu la exerciții militare, probabil este o confuzie aici. Din câte cunosc și informațiile oficiale din partea Ministerului Apărării, este vorba despre un stagiu, de un stagiu în care nu este cu prezența armamentului. Deci militarii noștri pleacă la acest stagiu și fără armament, astfel nu pleacă la un exercițiu militar clasic. În astfel de circunstanțe nu cred că în genere este necesară un accept explicit din partea președintelui țării. Să nu uităm că președintele țării activează într-un câmp constituțional unde sunt trei puteri în stat care nu numai sunt separate, dar trebuie și să colaboreze între ele. Ori, potrivit legislației, atribuții în domeniul militar au toate aceste trei puteri în stat, Parlamentul, Președintele și Guvernul. Să nu uităm că Guvernul, prin intermediul Ministerului Puterii Executive, prin intermediul Ministerului Apărării, deci, de fapt, finanțează Armata Națională, Parlamentul aprobă bugetul, toate strategiile sunt elaborate prin guvern și aprobate de către Parlament, și președintele țării cred că
în acest caz ar fi trebuit să găsească un numitor comun și să încerce totuși să colaboreze eficient. Noi 20 de ani deja participăm la diferite și exerciții și stagii peste hotarele țării. Republica Moldova nu are întotdeauna resurse suficiente pentru a crea condiții bune ca militarii noștri să învețe foarte multe lucruri din practică. De ce aceste stagii, de fapt, sunt foarte necesare pentru a menține profesionalismul armatei naționale și este păcat că s-a ajuns ca o chestie care, de fapt, de rutină, care în fiecare an era în desfășurare, a creat astfel de blocaje instituționale. Și aici cred că aceste suspendări, aceste acte eu cred că ele nu au cum să aducă o plus valoare. Oricum militarii au plecat. Evident, trebuie Curtea Constituțională să se expună și apropo, președintele țării este obligat să se sesizeze Curtea Constituțională atunci când suspendă o hotărâre de guvern. Și atât timp cât ea nu este suspendată, atât timp cât hotărârea nu este sesizată, această suspendare nici nu poate intra în vigoare. Deci bine, dar noi suntem în fața într-adevăr unui conflict, unui blocaj instituțional pe un domeniu destul de sensibil, domeniul militar, în care toate trei puteri în stat au atribuții explicite și eu nu cred că trebuie politizat acest subiect. Cred că domeniul apărării naționale, securității naționale ar trebui să fie unul din poate puținele acele domenii importante în care nu ar trebui să existe confruntare, indiferent de viziunile politice. Sper foarte mult totuși ca șeful statului să revină în albia constituționalității, să găsească limbă comună cu guvernul, cu parlamentul și să nu implice armata în disputele politice, deoarece cred că nu este un precedent benefic pentru viitorul țării. Domnule Mitrăgan, executivul era în drept să permită plecarea acestor militari? Da, să începem un pic de la altceva. Vă rog. Într-adevăr, militarii noștri deja de mai mulți ani participă. N-a fost niciodată nicio problemă. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat de data aceasta? Și vreau să menționez că au participat în baza unui acord. Deci noi ieșim la aspectul internațional, nu numai național sau aici, pe teritoriul Republicii Moldova, unde la noi puterile, nu știu care e mai mare načalnic, într-un domeniu sau altul. Odată ce noi semnăm un tratat, statul Republica Moldova, că nu ne pune nimic cu forță să semnăm, păi într-o formă sau altul trebuie respectat. Și dacă statul, prin organele sale, s-a menționat cine? Noi suntem o republică parlamentară. Dacă noi, într-un moment dat, considerăm că nu mai are sens sau nu mai vrem să facem parte dintr-o organizație internațională, noi, diligent, da, cum ar trebui să o facă, ca în toată lumea, trebuie să anunțăm organizația dată, dacă e sub egida NATO, da? Stimați colegi, iertați-ne, noi suspendăm, nu mai vrem sau nu știu ce, trebuie de adus, de invocat câteva momente, da? Nu în ultimul moment, fiindcă chipurile acestei exerciții militare au început astăzi, da? Dar încă ieri nu se știa, se duce, nu se duce. Da. Trebuia măcar cu o lună, două înainte, da? Spuneam, iată, noi am discutat între noi. S-a început, cred că de la momentul că la ședința Consiliului Suprem de Securitate, poate că acolo era locul de a discuta, fiindcă ramurile puterii, și dacă era această problemă abordată la Consiliu, atunci se începea discuția și era clar. Nu era necesară așa această discuție în public. Dar vedem că prim-ministru n-a venit, speakerul n-a venit și atunci domnul președinte a rămas cu întrebarea în aer. Doi, noi avem o imperfecțiune în legislație. Da. Fiindcă unele împuterniciri le au aproape ambele ramuri. Fiindcă președintele nu e ramură, am în vedere parlamentul și executivul. Dacă vorbim de securitatea națională, unele împuterniciri sunt a guvernului, ratifică și așa mai departe, și este inclusiv și în Constituție care se referă la guvern, în domeniul apărării și așa mai departe. Și iată că mai avem o noțiune importantă care este șeful statului major sau șeful forțelor armate. Dar nu este esențial cum se numește, este esențial
ce conține aceasta, ce împuterniciri are clar. Da. Și în acea care a făcut referință șeful statului, articolul 88, aliniat 1, că participarea militarilor la general, aduc aminte, cu acordul șefului forțelor armate, adică a președintelor. Deci, i s-a dat o prerogativă. Acum, șeful statului, ca să folosească această prerogativă, trebuie cumva să o justifice. De ce? Fică, ani la rând am participat. Ce s-a întâmplat? Noi de ce nu vrem? Și desigur că motivarea este că totuși blocul NATO este un bloc militar. Militar. Și într-adevăr el nu are competența de menținere a păcii. Competența de menținere a păcii are ONU, Organizația Națiunilor Unite, cu Consiliul de Securitate. Cum? De multe ori întrebăm ce fac unii militari în Afganistan, chipurile pe Bin Laden îl prindeau. Dacă îl prind de 20 de ani și nu îl pot prinde, sau l-a prins, dar nu s-au mai dus de acolo, da? Deci, iată cum inclusiv NATO cum acționează, adică când vor atunci participă, nici nu le trebuie. Domnule Medrugan, dar poate fi un argument ceea ce spunea domnul Bolea. Ucraina are o zonă de insecuritate, o zonă de conflict. Nu. Eu îmi opun opinia mea că ei nu sunt în acțiuni militare acolo. Tot ce este în Ucraina sunt problemele interne a Ucrainei, ei cu mijloacele lor, cu partenerii străini și califică. Aceste exerciții militare nu vor fi în zona unde este conflictul din Ucraina. Îmi pare că era în regiunea la hotar cu Belarus. Cu Belarus, da. Adică nu ce regiune? Lviv. Lviv, îmi pare că, da? Pe un poligon militar, deci nu este în apropierea acestor operațiuni militare, care în Ucraina este un conflict intern. Și ei s-au clarificat singuri. Doi, acolo participă, îmi pare că vreo 10 state. 14 da, state. Adică nu se duce numai Moldova și Ucraina. Prin urmare, a apărut într-adevăr un moment neplăcut și pentru conducerea Ministerului Apărării, și pentru președinte, și pentru executiv, fiindcă sunt unele nuanțe, ele până acum niciodată nu au apărut și poate că Curtea Constituțională ar putea să limpizească, fiindcă merge vorba încă o dată despre competențe clare. Eu, dacă îmi permiteți, foarte scurt, am o întrebare la stimatul coleg, domnul Bolea, deoarece își face griji pentru faptul că în Ucraina este un conflict armat și militarii noștri n-au trebuit să-și... Am o întrebare către domnul Bolea. Domnul Bolea, și-mi fac griji de militarii noștri tot se duc la... Dar de ce atunci, stimate domnule coleg, nu v-ați făcut griji atunci când aici, sub nasul dumneavoastră, la doar câteva zeci de kilometri, poate chiar și mai aproape, pe râul Nistru, au fost exerciții militare de amploare chiar serioase cu forțarea râului Nistru din partea așa zisei armate transnistrene cu participarea așa zisului contingent Gotar al acelei armate a Federației Ruse. Oare asta nu este o provocare împotriva securității naționale chiar aici sub nasul pe teritoriul Republicii Moldova? De ce atunci nu v-ați făcut griji, domnule? Rog, domnule. Atunci când domnul Sârbu vorbește despre aceea că nu sunt exerciții militare, dar sunt niște cursuri de instruire și așa mai departe, deci vreau să vă spun chiar în direct că domnul Sârbu minte. Minciunile este le spune aici în efir la telespectator. Și am să vă explic de ce, domnul Sârbu. Te rog, de o întrebare v-am dat, domnule Bulea. Și am să vă explic de ce. Și am să vă explic de ce. De unde s-a pornit? Deci vine oficial viceministru a Ministerului Apărării în conformitate cu legislația, cere acceptul președintelui. Cere acceptul ca acest contingent din 60 sau cât acolo militari să participe, 51 de militari să participe la aceste exerciții. 57. Eu chiar vă arăt, deci ulterior ca și răspuns se dă un refuz
prin intermediul secretarului Consiliului Suprem de Securitate, da? Și consilierul președintelui în domeniul apărării, se dă un răspuns prin care se refuză. Deci este clar că acolo militarii noștri nu urmau să meargă să danseze basmăluța, Don Sârbu, dar urmau să participe la exerciții militare, împreună cu armamentul din dotare și tot ce, cu ce Domnule, țara da, trebuie să... Domnule, dați-mi voi, vă contrazic. Nu, stați puțin, dați eu... Nu, dar dumneavoastră m-ați învinuit că eu mint și eu vreau să mă contrazic. La ce mai departe a apărut iată... Și să vă spun că mințiți dumneavoastră cu nerușinare. Ideea asta de la guvern... chipurile, că iată, noi deja îi ducem militare cei încolo, nu cu armament, nu participi la exerciții militare, dar să participi la un curs de instruire. Domnul Sârbu, dintre aici militari care merg la cursuri de instruire, în mare parte trebuie să fie, eu așa gândesc, practic, tot trebuie să fie ofițeri. Și eu înțeleg că trebuie să fie ofițeri de rang înalt. Coloniei, dacă avem vreo doi generali să plece încolo, da, să instruiască. Cine a plecat încolo dintre 51 de militari? Poate știți mai bine? Păi eu vă întreb pe dumneavoastră. Eu am în față, domnule Bolea, oficial deci, scrisoarea acolo Ministerului Apărării. Plecat militarii, ofițerii pentru a ca să meargă la cursuri de instruire nu știu, în fața hărților acolo să modeleze unele situații de apărare, contraatac și așa mai departe. Acolo au plecat soldați care trebuia, și eu sunt convins, participi la aceste exerciții militare, stai cu armamentul în mâini, să forțeze, eu știu, unele linii de apărare și așa mai departe. Adică acum, deja în confruntat cu scenariile acestor exerciții militare. Numai că ei, în cazul respectiv, sub paravanul echipurile, nu plec la exerciții, dar plec la... Stați puțin, că dacă să deschidem acele documente secrete, că la început de an, la Ministerul Apărării, se face planul de acțiuni pe un an înainte, bine, el e cu grif secret, dar noi accesul este limitat. Dar dacă să deschidem planurile astea, ele se fac din timp și să vedem ce fel de exerciții sunt acolo. Sunt exerciții militare în sensul adevărat a cuvântului sau sunt niște instruiri unde, nu știu, să le citească lecția a tom cac barazdeat prostor ochean a sovietskii corabli. Înțelegeți? Da. E clar, poți să o replică. Și aici ei au încercat să intre în albe aceasta a competențelor președintelui, crezând că așa o să le permită să-și facă de cap. O replică. Nu, o replică. Deci am în față scrisoarea oficială a Ministerului Apărării către comandantul suprem. Ca să nu, ea este publicată pe pagina oficerului de presă a președinției. Prin prezenta, vă raportez cu titlul informativ despre intenția Ministerului Apărării a Republicii Moldova de a participa cu 5-7 de militari la stagiul de pregătire rapident care va avea loc în Ucraina. Stagiul de pregătire are drept scop dezvoltarea nivelului de interoperabilitate, consolidarea capacităților de apărare și promovarea imaginii armatei naționale pe arena internațională. Mai mult, Sergio, n-a făcut armata nici măcar nu știi. Atenție, desfășurarea efectivului armatei naționale la activitatea menționată va contribui la pregătirea militarilor pentru participarea ulterioară în cadrul misiunilor de menținere a păcii KFOR din Kosovo. Atenție, domnule Golea, operațiunea de menținere a păcii deja nu mai este prerogativa comandantului suprem și acordul acesta îl dă exclusiv Parlamentul Republicii Moldova la propunerea guvernului. Dacă nu cunoașteți legislația, atunci este foarte clară în acest... Meargă, mai mult că militarii o să meargă în operațiuni pentru menținerea păcii și este un stagiu și nu sunt exerciții militare, domnule Bolea, dar nu ne-ați răspuns la prima întrebare, stimate colegi. Dar întrebarea mea cu forțarea Nistrului aici e sub nasul dumneavoastră. De ce nu v-ați făcut grijă? De ce nu v-ați făcut grijă atunci, păi, domnule Bolea? Păi dumneavoastră vă faceți grijă pentru toată țara asta. Dumneavoastră sunteți reprezentantul unui mare partid de opoziție care își bate capul de această țară. Da, atunci dumneavoastră... Domnul Medregan. Corect. Ce nu faceți dumneavoastră? Stimați deputați, voi aveți... Păi dumneavoastră acceptați și nu faceți militarii pe Nistru ori nu? Exerciți-mi. Haideți să-l ascultăm și pe domnul Medregan. Stimați deputați, voi aveți timp în Parlament, să mai discutați acolo, dar nu luați timpul, fiindcă
Dar să revenim. Dar care este? Domnule Drăgan, întrebarea mea. Care e esența la aceste exerciții, staje și așa mai departe? Da, mă rog. Este foarte simplu. De a ajusta, în primul rând, membrii NATO și cei care chipurile vor să adere la Uniunea Europeană. Însă, până ajunge la Uniunea Europeană, trebuie să fie dintre ei NATO. Da? Așa, pur și simplu, că pe o parte, bun, fără NATO, dar în realitate, din tâi primul pas NATO, pe urmă Uniunea Europeană. Și avem exemplu Turcia. Da, Austria-Finlanda. Un minut. Dar vor. Asta e altă chestie. Sunt multe de state NATO care din tâi NATO, o vedea cum o să vă comportați, pe urmă o vedea. Deci primul pas este ajustarea la standardele NATO. Da. Noi avem nevoie de a se ajusta la standardele NATO sau noi am putea avea o strategie de securitate națională. Reieșind din specificul care nostru... Care a fost respins, apropo, proiectul Bun, am citit eu proiectul celor și corectul, respins că am participat la examinarea acestui proiect. Era foarte clar, numai nu era un cuvânt Federația Rusă. În rest, l-am citit de la prin... Am participat la Academia de Știință. Băi, băieți, voi cu cine vă gătiți să vă luptați? Fiindcă a fost pregătit sub conducerea Institutului Marshall din Europa, ăștia care au finanțat. Și când finanțează ceva în Moldova, e clar că pentru cine finanțează. Revenim la NATO. Da. Deci chipurile se duc fără automate. O să le dai acolo automate. Se duc fără tancuri. O să le dai acolo tancuri. Tot după modelul NATO. Deci le trebuie ce? Dacă avem tanchi. Forță vie. Da? Forță vie. Cine? Și iată toate aceste state, da? Mâine, pui mâine, eu zic că trebuie de menținut numai în Kosovo, mai trebuie acolo nu știu unde, nu știu unde, da? Deci, eu repet, este Organizația Națiunilor Unite cu menținerea păcii, poate să fie în orice regiune a lumii, fiindcă este pericolul ca ostașii să se mai întoarcă, că se duc a menține unirea operațiilor destul de periculoase. Suntem puși în fața faptului împlinit. Deja, am zis, erau pe drum acești reprezentanți ai Ministerului Armatei Naționale. Ce urmează? Apropo, președintele spunea că degradări este legal, așteptăm Curtea Constituțională să pronunțe. Apropo, întrebați pe domnii deputați, când a traversat hotarul Republicii Moldova acești militari ai noștri? Fiindcă eu le-am adus asară aminte că hotărârea guvernului nu era publicată. În principiu, la hotar, grănicerii trebuia să-i oprească. Unde vă duceți, domnilor? Ne ducem încolo. În baza la ce? Hotărârea guvernului. Ea ieri nu era publicată. Eu le-am adus aminte și noaptea au făcut-o. În cea noapte. Doi. Da. Este scris în lege. Foarte... Decretul a apărut noaptea, hotărârea a apărut ziua după masă. Când? Ieri... Monitor oficial în jurul orilor 3-4. Nu, da. Era deja monitor oficial, tot ok. Doi. Este foarte scris cu acordul. Deci, dacă pleacă peste hotare, indiferent unde, este necesar ca președintele statului să dea acordul. Și această scrisoare nu este numai informativă. În baza acestei scrisoare, președintele putea zică, dobro. Așa a fost întotdeauna. Apropo, nu a fost respins. Dar dumneavoastră știți că oficial președintele țării nu a dat niciun aviz negativ. A fost un răspuns a consilierului președinței doar, dar oficial comandantul suprem trebuie să emită ordine. Un ordin a comandantului suprem. De asta și discutăm. Pe acest... un act juridic. Un act juridic al comandantului suprem pe care a refuzat nu a fost. Nu a fost. Deci eu cred că ceva din punct de vedere legislativ trebuie aici foarte concretizat. Dacă este necesar acordul... E o carență în cadrul legislativ, considerat? Cred că da, fiindcă până acum noi nu ne-am întâlnit. Dacă este necesar ordin, da, fiindcă șeful statului trebuie să fie ordin, sau un alt act juridic, care putea să numească altfel, dar trebuie să fie un act juridic. Deci această permisiune, dacă ea este stipulat că trebuie să fie. Și pe de altă parte, iarăși revenim în cadrul juridic, ce ar însemna o suspendare a unei hotărâri de guvern? Și când ea intră în vigoare? Ea când intră în vigoare și efectul juridic, dacă este suspendat un act juridic, el mai poate avea valoare. Și dacă actul deja e consumat, întrebarea. Și dacă actul e consumat, nu chestia că e consumat. Actul e consumat, dacă este plecat, actul e consumat. Nu haideți. Prin urmare, sunt niște momente mai fine, dar trebuie la rece de discutat, fiindcă... Acum urmează să pronunțe Curtea Constituțională? Eu cred că nu. Dar eu cred că nu, fiindcă Curtea Constituțională se pronunță luând în considerare cadrul legal stabilit de Parlament. El nu poate să dă o interpretare mai mult
Fiindcă asta e competența Parlamentului. Noi suntem o republică parlamentară. Nu poate să ne învețe pe noi tot timpul ceea ce o face eronat. Curtea Constituțională. Curtea Constituțională nu are dreptul să intre în câmpul legislativ. Ea poate numai să indice carențele constatate. Că da, iată aici ceva nu coroborează, fiindcă are și guvernul într-adevăr competență în domeniul securității și apărării. Are Parlamentul și are și președintele. Iată cum se coroborează, fiindcă noi avem raportul Parlament-Președinte, Parlament-Guvern. Dar guvern-parlament nicăieri nu este stipulat aceste raporturi, fiindcă ele nu sunt. Noi suntem o republică parlamentară. Sunt ele stipulate, nu, mai multe acte în raport. Guvernul dă raportul și dare de seama în fața parlamentului, nu față de președinte. Da, adică, domnul Bolea, au fost enunțate mai multe teze. Vă rog să vă pronunțați. Domnul Bolea e de acord, probabil. În cei sine de intrare în vigoare actelor sunt de acord că nu putea să plece efectivul acesta până când nu intra în vigoare. Era intrat în vigoare. Hotărârea de guvern. A doua, odată ce președintele folosindu-se prima dată, din câte eu știu, din istoria Republicii Moldova... De hotărârea și hotărârea de seara 3 după masă au fost ședința guvernului. S-a folosit de prevederile Constituției și a suspendat actul ilegal a guvernului și odată fiind suspendat acest act, nu putea să iasă niciun militar în afara cazarmelor unde sunt dislocați. Dumneavoastră știți că odată nu poate să iasă niciun... În afara țării, scris. Afara țării. Cazarma, niciun militar nu poate, sau niciun blindat, eu știu, sau un automobil nu poate să iasă de teritoriul cazarmii fără ca să fie dat ordin de sus. Și în cazul respectiv, fix în așa mod, trebuia să se procedeze. În cazul respectiv, pur și simplu, cineva a hotărât să nu execute ordinele comandantului suprem. Și evident, pentru asta va purta răspundere. Inclusiv, eu cred, în cazul respectiv, trebuie să poarte inclusiv răspundere penală. Seamănă un șantaj, amenințare. Nu este un șantaj, nu este o amenințare, este acel gând pe care eu acum îl expun. Dar cum rămâne cu acordul internațional de acest domeniu? Jurist. În ce ține de acordurile internaționale? Noi le-am semnat cu statul vecin, Ucraina. Neparticiparea la un eveniment. Evenimentele acestea vor fi și pe viitor. Acum, România n-am participat, în principiu. Da, cu România evenimentele acestea vor fi și pe viitor. Dar asta nu înseamnă că neparticiparea la un eveniment care se organizează în statul vecin înseamnă că noi ne dezicem... Într-un vecin, pe stat prieten, nu. Ucraina, este vorba de Ucraina. Eu ce v-am spus, că este un... Ce aveți împotriva Ucrainei? N-am nimic absolut. Păi, stat prieten. Și neparticiparea la un eveniment organizat în Ucraina, asta nu înseamnă că noi ne dezicem de acele acorduri internaționale care au fost semnate. Pur și simplu, în această conjunctură, președintele Republicii Moldova a considerat că nu este oportun ca militarii noștri să participe la acest stat. Și încă o dată vă spun, din punctul meu de vedere, eu cred că este, știți cum, este un blocaj, nu pot spun periculos, dar nu cred că este oportun acum, în această conjunctură, când în Ucraina știm în ce, prin ce trece statul vecin și Moldova a trecut și trece să participe militarii noștri la un stagiu militar organizat sub egida NATO. Cu participare este sub egida NATO. Cine v-a spus sub egida NATO? Acolo participă țările în afară de Ucraina și Moldova. Participă alte țări, dar nu sub egida NATO. Toate celelalte țări sunt țările membre NATO. Nu are treabă, dar nu sub egida NATO. Și sub comandamentul NATO. Nu sub egida NATO. Este vorba despre centrul rapid trident. Discutăm despre vecini, discutăm despre prieteni. Până la urmă s-a utilizat și acest termen în cadrul emisiunii noastre. Vreau să aflu de la dumneavoastră. Ați făcut referire și singur la cazul Republicii Moldova.
conflictul de pe Nistru. Exact. Până la urmă, Ucraina s-a arătat a fi reticentă, să nu zic foarte rezervată, în implicare și... Invers. Haideți, o bună perioadă de timp anterior. Eu sunt de acord că ceva timp în urmă, într-adevăr, relațiile cu guvernul din Ucraina era în problema soluționării de frenul transnistrean. Ucraina era mai rezervată, într-adevăr. Da. Dar ultima perioadă Ucraina foarte mult... Ultima perioadă atunci când are un conflict propriu, da? Ultima perioadă, bine, este o tragedie la ei în Ucraina. Probabil și aceste evenimente cumva poate au schimbat puțin optica, dar datorită anume poziției părții ucrainești, au fost posibile deschiderea celor puncte comune de control la frontiera moldo-ucraineană pe segmentul, transnistrian și de frontier. Control vamal, frontier, dar nu are nicio treabă cu militar. Noi vorbim despre problema transnistriană și ultima perioadă, într-adevăr, Ucraina este mult mai dispusă și ne ajută, deoarece, din câte eu cunosc, chiar și acum deja circulația oficialilor transnistrieni, așa zis, pe teritoriul Ucrainei este interzis, ei nu pot pleca pur și simplu în aeroportul din Odessa, de exemplu. Militarii ruși nu pot traversa Ucraina ca să intre în regiunea transnistriană, ca să facă acel schimb de forțe operative militare, acel contingent gotar, nu vorbesc despre militari din ce ține de pacificatorii Dergeci Ucraina. Bine, probabil acele evenimente nu foarte plăcute cumva au influențat, dar totuși la acest moment Ucraina este chiar un veritabil prieten al nostru. Cu părere rău, avem și noi și ei au anumite conflicte deja, noi unul înghețat la ei, ar putea de semne să îngheță acest conflict. Și sperăm foarte mult totuși că noi să găsim soluții și pentru diferendul transnistrian, sperăm și Ucraina să soluționeze pașnic în acel diferend, iar noi vom insista, vom insista pe toate arenele internaționale ca forțele străine, forțele militari ruși să retragă din Republica Moldova și munițele să fie retrase și sperăm că și colegii din Partidul Socialiștilor ne vor susține, deoarece de fapt sunt angajamentele care și le-a luat Federația Rusă, nu noi am inventat cineva. Domnule Medregan, chiar nu cunosc programul de activități a celor de la Armata Națională, dar întrebarea mea se conturează în albia unei potențiale situații. Spre exemplu, în luna noiembrie mai avem exerciții militare, nu știu, la București. Ce facem? Iarăși avem același conflict? Ce urmează să se întâmple? Cum soluționăm acest blocaj instituțional? Uitați, noi avem mai mult de 70 de ani din slava Domnului, nu avem războaie mari în tot cazul. Și dacă ascultăm politicienii, toți vor pace. Nu știu, am avut părere. Eu mă exprim așa cum eu. Voi vă exprimați cum vreți, dați-mi voi, eu să mă exprim cum eu. Acela nu-i război. A fost un conflict. Au murit oamenii acolo. Au murit, da. Au murit. Fiecare picătură de sânge este o tragedie națională. Încercați să faceți ceva să nu mai fie. Deci dați-mi voi. Vă rog, da, domnule. Eu cunosc un pic situația. Vă rog. Deci toți vorbesc de pace. Și foarte intensiv se înarmează. Ați observat? Se înarmează armata ucraineană, încearcă să înarmeze armata moldovenească, se mai pun sisteme în jurul nostru, de? Și tot armament tot mai sofisticat, cu distrugere în masă. Noi mergem înspre pacea sau înspre ce noi mergem? Întrebarea e foarte clară. Tot mai mult și mai mult încearcă să implice alte țări în diferite exerciții militare. Poate că ar fi timpul să ne dezarmăm. Poate că nu mai luptăm pe bătrânul continent european. Poate nu ne mai trebuie atât armament. Dacă vrem pace, cine mai vrea să moară? Cine mai vrea încă sânge să mai curgă? Deci eu aș lansa, chiar Moldova hai să lanseze ca o țară neutră, să ne adresăm la partenerii europeni, domnilor, n-ar fi bine poate să ne oprim și să ne dezarmăm. Noi cu cine ne gătim să luptăm? NATO, că e un bloc militar. Și noi vedem bugetele.
Statele Unite, fiindcă ei au 80... Dar hotarul NATO este practic hotarul nostru. Un hotar acum cu tehnica de astăzi, cu Sputnikul, da, hotarul, noi suntem o palmă de pământ. Un avion acum zboară la noi 3 minute deasupra. Nu este chestia. Dar poate lansăm noi, ca o țară mică, dar cu pace, domnule, da să ne oprim, nu ne mai înarmăm. Banii îi dăm pentru protecția naturii, pentru apă potabilă. Uitați-vă câte noi probleme. Erozia pământului, copiii orfani. Poate noi lansăm, iată, parlamentarii stau aici, ca să nu vorbim de picături de sânge care au murit. Domnule, noi, Moldova, nu participăm necăieri. Nici la un bloc, nici la operațiuni. Însă și o nouă strategie de securitate noi vedem altfel. Să avem relații bune. Dacă înțeleg eu corect, nu avem nevoie de armată națională. Nu, într-o altă formă decât ne impun pe noi. Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat cu Georgia. Da? I-au tot gamuflat cu armament, li s-a părut că ei deja sunt. Și uitați-vă ce tragedie, i-am împins înspre această tragedie și Comisia Specială a Consiliului Europei foarte clar a stabilit cine a început, cum a început și cine e vinovat în acel conflict. De ce? Având acest armament, da, tot ca donat de NATO, printre altele și Statele Unite ale Americii, care a dus, repet foarte clar, înarmarea duce la conflict. Pacea, da. Pacea trebuie fără armament, trebuie prin tratative, bună înțelegere, și toată această strategie, pur și simplu, pe noi ne implică într-o confruntare geopolitică și foarte clar că unii nu vor să o înțeleagă. Ori o înțeleg și slujesc altor interese decât interesul statului Republicii Moldova. Da, domnul Sârbu, replica dumneavoastră. Doar o întrebare, dar n-am înțeles, dar dumneavoastră ați luat că Armata Națională se înarmează, câte cunosc, bugetul Armatei Naționale nu s-a mărit nici cu un bănuț, invers, Republica Moldova nu se înarmează, în special din banii contribuabilor. Dacă primesc anumite ajutoare, asta nu înseamnă că noi ne înarmăm și vreau să vă spun că noi am inițiat reforma guvernului și facem optimizări de personal anume pentru ca acești bani să meargă într-adevăr în sectoarele, dar nu s-a mărit bugetul pentru armată. Noi nu cumpărăm arme. De unde ați luat asta? Vă rog, scurt, după aceea să răspundem. Eu cred că nu se aude. Eu n-am zis de buget. Eu am zis că cineva pe noi ne înarmează din donații, din acele care iese din dotare în unele state ale NATO-ului, ne le dă un nou, hammer, armament, fel de fel, ne le dă un nou de pomană. Eu nu zic de buget, ascultați ce zic eu. Eu zic că ascultați, pe noi ne gamuflează cu armament, ne dă nou armament, nu ne trebuie, nu, luați-l. Pentru ce nu atât armament? Da, dar presa a scris că noi și mai vindem din el. Bun, vindem nu știu cât de legal, cât de puține. Dar apare armament din armatele NATO, apare în armata noastră. Da, până ce poate că ne-l dă de pomană. Dar pentru ce? Vă rog, domn Bolea. Pentru ce? Pentru iată, că la finalul piesei acea pușcă care stă pe... Trebuie să împuște. Și o să fie mușcături din altă parte. Iar ce spuneți, domn Midrigan, de... armament de pomană, vreau să vă spun că într-adevăr așa și se întâmplă. Păi noi știm, anul trecut, când am încercat pe vreo două ore să-i oprim pe cei militari americani care de Paște au intrat pe teritoriul Republicii Moldova, eu m-am uitat în documente. Și au lăsat unele muniții aici? Armament în valoare de 56 de milioane de dolari. Sergiu, nu știi, nici nu ar să știi despre aceasta. Eu văd că sunteți expert în armament. Tone de obuze și muniții. Deci, unele softuri de cercetare, inclusiv aeriană, inclusiv din spațiu. Logistica într-o mare parte. Evident. Și toate acestea, ele au intrat pe teritoriul țării, nu știu dacă ele au ieșit de pe teritoriul țării. Bine, puteau să iasă, da, acele... Păi documentați întâi, ce dacă acele auto speciale, da, să le spunem. Dar, în rest, armamentul a rămas aici, pe teritoriul Republicii Moldova.
Vă rog, domnul Sârbov. Și în cazul respectiv, încercările ce spuneți despre eforturile guvernului, eu înțeleg pe ce duc eforturile acestea ale guvernului. Ca conflictul înghețat, slava Domnului, cu 25 de ani nu se împușcă aici pe ministru, ca să fie dezghețat, pur și simplu. Și eu când, știți, eu când văd niște este o provocare foarte periculoasă, de ăștia ministri apărării îl etichetează pe domnul președinte. Cine? Șalarul care au vândut rachetele de la noi de aici în Moldova Ucrainii, care era în război, sau acel mărinuță care de asemenea au vândut unui alt stat CSI, care tot era într-un conflict cu alt stat din Caucaz, armament? Eu vă cred rog, că lăsați, vă rog, sunt niște declarații extrem de periculoase. Domnul președinte, cunoaște toate chestiile. Domnule Bolea, acele încercări care vreți să le faceți în vedere declanșării unui, nu de Doamne, unui, domnule Bolea, fiți atenți la declarații, unei beligeranțe pe ministrul nostru, ia la dumneavoastră. Fiți atenți la declarații, sunteți, și dacă cineva, sunteți ales al poporului, al statului Republica Moldova. Vă roagă chestia asta să faceți. Sunteți președintele și poporul nu o să admită chestia asta să faceți. Cetățean al țării, sunteți ales al poporului. Nu instigați lumea la conflict. Eu nu instigați. Este extrem de periculos astfel de declarații. Domnule Bolea, astfel de sperietor despre declanșarea unui eventual conflict îl aud numai de la domniile voastre din opoziție. Noi, ca și guvernare, niciodată nu am făcut o acțiune măcar cât zboară această muscă aici pentru cumva a apropia sau a destabiliza situația pe aspectul militar. Dar cele acțiuni, doamne, care le întreprinde guvernul inclusiv, ce noi, face? Toate acțiunile care respectiv le întreprinde guvernul, parlamentul, sunt invers, de a demilitariza regiunea transnistreană, de a demilitariza regiunea transnistreană, de a schimba formatul de pacificator într-o misiune civilă de menținere a păcii, de retragere a forțelor armate, cum noi prin aceste acțiuni care au fost asumate în Georgia, fiți de la ideea să supărăm. Domnule Bolea, nu vă supărați. Fiți de la ideea să supărăm. Și în Georgia în 2008 a fost război. Domnule Bolea, terminați cu războiul, domnule Bolea. Noi nu vrem război. Dacă voi vreți război, noi nu vrem război, domnule Bolea. Eu ca să închei încă o dată. Niciodată Guvernul Republicii Moldova, Parlamentul, nu a făcut o acțiune pentru a destabiliza situația. Invers, noi ne dorim... Acum o faceți. Noi ne dorim... Dumneavoastră o faceți prin astfel de declarații. Noi ne dorim doar acțiuni și vrem ca... Eu doar închei. Noi vrem ca problema transnistreană să fie soluționată doar pe cale pașnică și toate negocierile doar pe cale pașnică și noi excludem din start orice ingerință militară și noi condamnăm astfel de declarații războinice care vin din partea dumneavoastră, domnule Bolea, și ne pare foarte rău. Deoarece noi tot ce facem, voi faceți declarații războinice prin haideți să-l ascultăm și pe domnul Medregan în final de emisiune. Nu va fi război în Moldova, niciodată. Chiar dacă vă doriți acest lucru, nu va fi război. Nu va fi, da. Domnul Medregan, domnul Sârbă, eu domnule Dregan, stimați deputați, trebuie să fie pace. Da. Sperăm că comandantul suprem va face parte și va asigura pace aici în țară. Da. Deci, domnule Dregan, ce urmează să facă președintele și pe de o parte și parlamentul pe de altă parte? Uitați-vă, eu vreau să constat un fapt. Spuneți. Atât timp cât noi suntem dependenți și guvernarea actuală, noi depindem de finanțare externă, ne ducem, cerșim diferite credite, da? Fiindcă noi cheltuim mai mult decât câștigăm. Evident că noi suntem dependenți. Da? Chiar și pentru acele credite care trebuie întoarse, evident, noi facem că e o victorie mare, că ne-a mai dat câteva sute de milioane sau nu știu ce, iată că ne condiționează.
Și asta toți o știu. Nu vorbim de război. Vorbim de o pace cu care preț. Atât timp cât noi o să cerem credite și o să gândească cei să ne dăie sau nu, fiindcă noi fără credite ne prăbușim. Evident că o să ne pui unele condiții și participarea la unele misiuni, la unele proiecte, la diferite măsuri, este o condiție. Cei care înțeleg măcar o boabă în relații internaționale, dar în Parlament, cu părere de rău, acolo foarte puțin sunt specialiști care înțeleg în relații, da? Care se numește geopolitica. Să-l citească un pic pe George Friedman, le recomand. Ce înseamnă geopolitica? Toate statele noastre, în care programe, care este sensul statelor noastre. Deci, nimeni nu vrea război aici, în primul rând noi. Dar, odată ce nouă unele chestii ne condiționează, noi vrând, nevrând, de ce a mers, iată că se duc sau nu se duc? Aici s-a vrut să se arete. Cine este stăpân în Republica Moldova? Guvernarea? Sau președintele care de câteva luni are o altă ce, poziție? Ce face președintele mâine? Merge la Curtea Constituțională? Ce face guvernul? Scurt, 20 secunde și... Eu cred că trebuie să liniștească toți un pic. Dacă s-au dus militare, să le urăm drum bun, sănătate și să se întoarcă vii și nevătămați, să se întoarcă, iar conducerea trebuie să se așeze, poate că și la ședința Consiliului Suprem de Securitate, să se liniștească, fiindcă cetățenii văd aceste lucruri foarte urât. Domnilor, invitații, vă mulțumesc din suflet pentru prezența în studio și pentru explicațiile pe care le-ați oferit astăzi. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii Reflector Analitic de astăzi. Rămâneți alături de noi. O seară bună în continuare.